Dumneavoastră aveți foarte multe povești din turnee, povești superbe. Aș vrea să invit un mare artist care a fost cu voi în turneu și care să ne povestească. Oh, ce frumos! E vorba de un mare artist pe care îl apreciem și îl iubim. Muzician de elită, acordeonist extraordinar, Paul Stingă! Da! Bine v-am găsit! Te rog să vii să-i loc alături de noi! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Iartă-mă, poți să te tutuiesc, da? Da, bine. Noi ne-am mai văzut aici la emisiune, am povestit împreună cu un alt acordeonist din Bulgaria, un prieten al lui foarte bun, prieten comun. Vorbeam despre turnee. Toate odată. Cât, deci, spectacolele noastre cât aveau, doamna Irina? Cam 5 ore. Cam 5 asta. Ore, da. Iar 5 ore. Da, iar el a stat cu acest acordeon care are câte kilograme? 20 de kilograme. Aproape 20. Aproape 20. În continuu, în brațe. Deci este foarte greu, dar de-aia și l-ai prezentat foarte frumos că este un mare artist. Și nu un numai, mare artist. Adică un vreau să-ți spun că este atâtea bisuri. Rar mi s-a întâmplat ca un instrumentist să facă, un instrumentist, afară de mari, așa, să facă atâta, să fie rechemat la scenă. Exact. Este extraordinar și la casele de români unde ne duceam, el, ne invitau la masă, el își lua acordeonul și începea să cânte. Păi nu spun ce bucurie le putea face la acei români care plângeau și plângeam și noi cu lacrimi. Da, pentru că este... De toate. Exact. Vă mulțumesc. Unde ați fost împreună în turneu? Ca să înțeleg în și America. Eu. În America. Da. În toată Canada. Două luni. America. Da, cam și în toată Canada. America, da. Da, și în Canada, da. Frumos. Acolo am două încheia. Luni ați da. Stat. Da. Fiecare sfârșit de săptămână undeva. Da. Apropo de America, instrumentul ăsta ai luat de acolo? Eu reprezint acest instrument. Aha. Adică firma. Imaginea și cânt în Germania cu. N-am văzut niciodată un instrument și am eu impresia că e un instrument special. Da, instrumentul acesta este un instrument foarte complex. Vrei să ne da, bineînțeles. Bucuri un pic cu da, talentul tău? Uite, am să trec până așa, până câteva. Da. O să încep cu America, că dacă am rămas acolo. Sigur că da, mă. Extraordinar. Extraordinar, extraordinar. La sentiment. Unic.